Astăzi o să vezi indicatorul care garantează o recesiune în 100% din cazuri. Ei bine, astăzi acest indicator ne spune că vom intra într o recesiune și dacă intrăm în recesiune, ce ar trebui să faci tu ca să te protejezi de scăderile care ar putea să apară. Și în videoul de astăzi o să ți arăt trei direcții în care ai putea să mergi și să profiți de scăderile din următoarea perioadă. Te salut, Cristian Trboyos, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și am descoperit un indicator magic, un indicator care respectă regula în 100% din cazuri. Cum se cheamă acest indicator? Păi se cheamă SAV. Această persoană care a descoperit acest indicator se cheamă Claudia Sam și este un indicator bazat pe rata șomajului. Nu o să-ți explic acum cum funcționează în detaliu acest indicator, însă vreau să înțelegi că se bazează pe rata șomajului. Ce vrea să spun acest indicator? Păi, acest indicator spune în felul următor: că în momentul în care el depășește punctul de 0,5, vom intra în recesiune. Unde este punctul de 0,5? Păi, este pe această linie roșie. Dacă depășim această linie roșie, vom intra în recesiune. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Din anii 50 până în prezent, se pare că de fiecare dată când s-a depășit punctul de 0,5, am fost în recesiune. De fiecare dată, fără excepție, s-a respectat atât recent cât și în trecut și se pare că se poate respecta și astăzi. După cum poți observa, au mai fost momente când valoarea aceasta a venit aproape de 0,5. S-a întâmplat în anii 60, s-a mai întâmplat în anii 70, s-a întâmplat până și în anii 2000. Doar că nu s-a depășit punctul de 0,5. Doar s-a ajuns până la 0,5 și apoi a început să scadă. Problema este că astăzi suntem la o cotă de 0,53. Adică, conform acestui indicator, astăzi suntem în recesiune. Adică, de astăzi încolo, ar trebui ca prețul activelor să înceapă să scadă, pentru că rata șomajului este în creștere. Și, după cum știi deja, în momentul în care crește rata șomajului, asta înseamnă că oamenii nu mai au bani. Dacă oamenii nu mai au bani, nu mai cumpără produse și servicii dacă oamenii nu mai cumpără produse și servicii, companiile vor avea profit în scădere. Dacă companiile au profit în scădere, atunci nici cererea pe acțiuni nu mai este la cel mai înalt nivel și dacă cererea scade și prețul pe acțiune scade. Și tocmai din această cauză, dacă în următoarea perioadă, într-adevăr, vom avea o recesiune, tu cum te poți proteja? Spune-mi în zona de comentarii tu cum te protejezi de o viitoare recesiune, astfel încât să înțeleg cam care este nivelul la care ne aflăm astăzi. Ei bine, haideți să îți spun cum ar trebui să facem lucrurile în cazul în care apare o recesiune și avem trei direcții în care am putea să mergem. Prima direcție spune că ar trebui să investești în instrumente de refugiu și sau instrumente cu venit fix. Ce sunt instrumentele de refugiu? Ei bine, de-a lungul timpului sunt câteva instrumente care au fost considerate instrumente de refugiu sau instrumente care ar putea să-și crească valoarea în perioade de criză economică. Și aceste instrumente sunt aurul, dolarul, ienul japonez și francul elvețian. Toate aceste instrumente au tendința să crească în valoare în momentele în care avem crize economice sau perioade de instabilitate. Da? Pe lângă aceste instrumente de refugiu, mai sunt și instrumentele cu venit fix, care sunt depozitele bancare și obligațiunile. După cum știi deja, obligațiunile, mai ales cele de stat, sunt garantate de stat. Dacă sunt garantate de stat, asta înseamnă că o să primești un randament fix în fiecare an, care este garantat de stat. Problema este că, de cele mai multe ori, acest randament nu bate inflația. Deci, investițiile, instrumentele fixe, eu le văd ca fiind niște investiții pe perioade scurte de timp, doar să te protejezi de recesiune, nu să te îmbogățești peste noapte. Da? Deci, aceasta este prima direcție în care poți să mergi, către instrumentele de refugiu sau către instrumentele cu venit fix. A doua direcție în care ai putea să mergi este să folosești scăderea din piață și să faci profit pe depreciere sau să intri cu short în piață. Această metodă de a face bani este mai rar folosită de investitorii pe termen lung. De cele mai multe ori, această metodă este folosită de către investitorii care vor să facă profituri rapide și vor să profite de această depreciere. În momentul în care intri cu short în piață, tu practic faci profit pe deprecierea activului unde ai investit. Da? Deci se poate folosi și un astfel de instrument. Doar că îți trebuie un nivel de cunoștință ușor mai ridicat, adică nu poți să faci short doar așa că te-ai gândit că vrei să faci astăzi. Sunt doar anumite instrumente pe care poți să faci short și de cele mai multe ori eu nu recomand shortul pentru investitorii la început de drum. Recomand shortul doar pentru persoanele care au un portofoliu foarte mare. Ce înseamnă portofoliu foarte mare? Adică să ai un portofoliu peste 100.000 de euro. Dacă nu ai un portofoliu peste 100.000 de euro, cel mai probabil nu ai nevoie de short. Pentru că shortul de cele mai multe ori este folosit ca o asigurare a portofoliului. O a treia direcție în care ai putea să mergi spune că ar trebui să îți crești poziția de cash, adică să ai o poziție de cash suficient de mare, astfel încât să poți să cumperi activele din piață la prețuri foarte reduse. Și se pare că în momentul de față asta fac mari investitori la nivel global. Warren Buffett în momentul ăsta vinde parte din activele pe care le are, Astfel încât să-și crească poziția de cash. Bill Gates face același lucru și alți investitori de aceeași teapă la nivel global, în momentul de față, vând parte din active, astfel încât să-și crească poziția de cash. Pentru că, după cum ai observat și indicatorul pe care noi l-am discutat astăzi, ne spune că în următoarea perioadă vom intra într-o recesiune. Se pare că și mari investitori la nivel global, în momentul acesta, își cresc poziția de cash. Asta nu înseamnă că și tu trebuie să faci fix același lucru pe care îl fac ei. Însă, în momentul de față, acestea sunt cele trei direcții în care ai putea să mergi în cazul în care anticipezi că în realitate vom avea o recesiune în următoarea perioadă. Acum, ce fac eu în momentul acesta este în felul următor. În momentul ăsta eu îmi cresc poziția de cash. Sunt 100% în cash? Nu, sub nicio formă. În momentul ăsta sunt 50% investit, 50% în cash și vreau să îmi cresc poziția de cash și în următoarea perioadă iau un calcul să investesc și eu în câteva instrumente de refugiu. Asta nu înseamnă că și tu trebuie să faci la fel. Acestea sunt cele trei direcții pe care le urmăresc investitorii la nivel global și de care ai putea să profiți și tu în următoarea perioadă.